Ați văzut, eu v-am spus atunci că în momentul accidentării în ghilimele a lui Larusea, v-am spus, domnule, ăsta a ieșit în minutul 37 și s-a zis la burcă și a zis, băi, prietene, tu nu ai cum să mă schimb pe mine cu ăla, cu Bena. Dacă avea un alt jucător care era mai bun decât mine, înțelegeam, dar n-ai cum să mă scoți pe mine în minutul 37 și să-l bagi pe caricatura ăla. De, clar s-a întâmplat așa, clar Burcă l-a pus pe, li -a de, pe lista de, de plecări și a spus că toți jucătorii care au avut, inclusiv cu Irica Roșu, Circu cu el, a fost tot dictat de Burcă. Deci automat el e acolo, da? Schimbările sunt ale lui, echipa asta 3-4-3 a fost încercată de Burcă la începutul sezonului. Hai să ne amintim, dacă vreți să ne amintim, bine, dacă nu, nu. Eu care urmăresc foarte mult... Uh rotația jucătorilor pe posturi și sistemele de joc care le folosesc tehnicieni în fotbal în general și mai ales la Dinamo, am observat clar că e un pattern, e o, practic o potrivire prea evidentă ca să nu ne dăm seama că într-adevăr e o colaborare între cei doi tehnicieni. Lucru care a fost demonstrat aseară când Copici a vorbit în parcarea în stadionului cu o persoană în limba engleză. Deci dacă vorbea cu cineva, un mentor de-a lui, un prieten sau altceva, un colaborator, el vorbea în limba croată pentru că el nu avea de ce prieten să aibă el și să discute tehnico-tactic decât cu un croat automat, automat cineva de nația lui. El a vorbit în engleză, deci e clar că a vorbit cu cineva uh, uh, care, eu știu, colaborează cu el pe tehnico-tactic, da? Și aici nu poate fi Nicolescu nu are ce să caute, voi nu are ce să caute. Arion ăla de la renovație niciun caz, deci cu cine? Cu gătăianțul? Cu cine să vorbească? N-avea cum să vorbească cu nimeni, hai să fim serioși. Poate cu magazionerul sau cu caparcul, cu cine, dar erau toți acolo ăia care avea nevoie de insta. Dom'le, a vorbit cu cineva care îl conciliază, da? Și nu au căzut de acord pe un subiect. A văzut, răgnește, o să găsiți clipul pe... Dați-i căutare pe gazda sportului, scrieți acolo, copii în parcare, urlă și suspină, sau ce vreți voi să scrieți. Da? Și o să vedeți acolo că o să-l vedeți pe curat într-o ipostază în care îi smulge părul din cap aproape și țipă, urlă la cineva și spune lui ăla cam ce aștepta el de la echipă, dar ce nu s-a întâmplat, adică practic discută cu cineva care colaborează. Hai să fim serioși. Nu, -i o nu era o dare de seamă către Nicolescu, să spune, că foarte mulți au zis că, nu mă l-a sunat Nicolescu și el de ideea să explice ce s-a întâmplat acolo. Nu e adevărat. Nu e. e clară treaba că vorbea cu cineva care l-a ajutat să facă mizeria asta de meci și mizeria asta de, de, tactică, de joc. E clară teama. Deci aici am căzut de acord, am discutat, nu mai are rău să mai comentăm. E, și transferurile care au fost făcute, de data asta, ageamia care au încercat în vara să aducă nu știu ce jucători, au încercat să aducă de data asta unii care au cv -ul. Deci prima dată au încercat să aducă pe baza scoutingului ăla voluntar, iar acum au încercat să aducă jucători pe baza CV-ului. Deci practic sunt niște începători care încearcă tot felul de bălării pe uh, spatele lui Dinamo. Fac școală pe Dinamo București și pe nervii noștri și pe inima noastră, sufletul nostru sănătatea noastră. Deci asta este total, total, total neacceptat și de neacceptat din punctul meu de vedere. Acum sunt unii care acceptă, care spun, Doamne, du-te de aici că ești nebun, nu are ce să fie, nu poate să fie burcă, că burca a plecat. Păi dacă a plecat, de ce nu are echipă? Eu vă spun din stat Dacă a plecat, de ce voi cu a spus a doua zi că e consilier? Dacă a plecat, de ce pleacă jucătorii care el i-a pus pe lista neagră și s-a cu ei? Dacă a plecat, de ce se joacă sistemele pe care ele le-a folosit, dacă a plecat, de ce s-a revenit la jocul ăla cu pase la portar și bălării și tot felul de nenorociri care s-au întâmplat, dacă a plecat, de ce automat în momentul în care se trece la sistemul cu patru fundași, cu doi fundași central și eu știu un sistem de ăsta clasic, se trece la clasicul acela lui Burcă 4-1-4-1. De ce oare? De ce oare? De ce oare Abdalan joacă în banda dreaptă? De ce sunt prea mulți de dacă, vă rog frumos să mă înțelegeți. Jucătorii care sunt preferați de echipurile de ăsta, sunt preferați, erau și preferații lui Spurcăciunea, deci e clară treaba că există o colaborare între cei doi. Deci aici am convenit, am discutat despre lucrul ăsta, poate să mă înșel eu, dar nu cred. Probabil s-a discutat în sensul, băi, Zerico Copici conduce antrenamentele acolo, i-a fi explicat la băi, conduce antrenamentele, lucrez la tactică ce convenim noi, discută ei între ei și automat la pune la e doar un secund. Înțelegeți? Cam așa se discută. De asemenea, dacă ați văzut cei din stafful Burcă, nu au plecat de acolo. Pentru că dacă era vorba să plece antrenorul, reziliau și cu ea. Ce caută doi preparatori fizici din moment ce ai preparator pe ăla pe Boșcovi sau cum îl cheamă pe ăla pe Croat? Ce mai caută și românul ăla care ziceau ăștia la mulți ani, care a venit și la a ajutat pe Burcă? Ce mai caută mulți? În fine, nu vreau să mai intru în polemici, am vrut să fac așa o, o, o paralelă și să ne dăm seama ce se întâmplă acolo. Deci e clar, ultima discuție pe la autocare pe acolo, e clară treaba că a indicat uh, un, eu știu, clinci între ăștia doi. La, uh, în lumea cancanului s-au auzit multe. Eu am auzit uh, în iarnă că băiatul ăsta Copici uh, uh, ar fi eu știu, punctat la Nicoleta și i ar fi spus lui Nicoleta că Burgă nu prea se pricepe, să lase pe el și nu știu ce, și atunci i s-au dat lui frâiele, dar practic el a fost aruncat doar la înaintare, adică el a fost pus în fața noastră ca și un garant. Băi, știe copii ce face, aduce jucătorii care știe el, aduce croați, face, nu știu ce, era la...